La seminarul de la București au fost prezenți peste 450 de participanți din întreaga țară și reprezentanți ai ministerelor partenere, inspectoratelor școlare, agențiilor pentru mediu, primăriilor, sponsor și presa. Orașul Mioveni s-a remarcat în mod deosebit prin distincția primită, fiind singura primărie din țară care a primit steagul verde. Premiul a fost acordat reprezentantului primăriei orașului Mioveni, secretar jurist Maria Ștefănescu. Deși nu a fost prezent la amânarea premiilor, Ion Georgescu ține să mulțumească tuturor celor care au participat la acțiunile de voluntariat care s-au desfășurat pe raza orașului Mioveni și pentru care s-a acordat un premiu internațional. A coincis într-un moment foarte frumos și important pentru mine și chiar m-am bucurat. Eu îl dedic tuturor locuitorilor orașului Mioveni, tuturor celor care lucrează, celor care trăiesc în Mioveni. M-am bucurat și sper să nu ne îmbătăm cu apă rece și trebuie să ne menținem, pentru că nu înseamnă dacă l-ai luat că și rămâne, dacă nu vei menține în continuare, pentru că mai sunt vizite ale acestor ONG-uri care monitorizează în perioada următoare și în anii următori comunitățile respective. Manifestarea a avut loc la București pe 8 octombrie, între orele 9 și 15:30. Tema evenimentului a fost valorile educației pentru mediu.